Mă gândeam că ne-am întâlnit cu colegii cu care am fost la teologie să mulțumim lui Dumnezeu pentru 20 de ani de lucrare. Și am petrecut câteva zile împreună și ne-am mărturisit așa viața în cei 20 de ani. Și eu am ajuns la o concluzie. Fiecare avea crucea lui. Nu semăna una cu cealaltă, dar n-am găsit pe niciunul pe care să-l invidiez. Și nici ei nu cred că m-au invidiat pe mine. Ne-a chemat Mântuitorul să-L iubim. Toți trebuie să urmăm modelul Lui. Bucuroși sau triști, să nu uităm. Fiecare are crucea Lui. Unii sunt șubrezi în sănătate. Alții sunt singuri. Ai nimănui. Sunt mulți cu relații alterate. Fiecare are crucea lui. De crezi că la alții este simplu, iar durerea nu ai cui să o spui, nu invidia nicicând pe nimeni. Fiecare are crucea lui. Sigur, crucea nu este plăcută. S-o cari zilnic nu e ușor. O, nu-i. Însă de o purtăm până la capăt, fiecare va primi cununa lui. Cununa aceea strălucită, cununa ce nu va veșteji. Cununa de Domnul pregătită, cununa de slăvi în veșnicie. Deci, să nu ne tânguim continuu. Să nu ne mai răzvrătim stăpânului. Așa a decis. Și este bine. Fiecare are crucea lui. Important este să o purtăm cu demnitate, că așa ne-a cerut Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc la serviciul de evangelizare de după masă, mă gândesc că noi suntem într-o continuă evangelizare, pentru că Mântuitorul a spus, suntem sarea și lumina pământului și oriunde ar fi, am fi, ar trebui să fim folositori. Și gândindu-mă la aceasta, am înălțat o rugăciune, vă împrumut și dumneavoastră. Acum, la început de săptămână, când dorim mulți oameni mântuiți, te rugăm, Iisuse, fie-ți milă, folosește-ne pe noi, pe pocăiți. Știu că dorind suflete salvate, dai iertare și viața de apoi. În această nobilă lucrare, folosește-ne, Iisuse, și pe noi. Tu aștepți ca oamenii să creadă în Isus, a cărui sânge a curs și voi. Pentru a-i aduce la credință, folosește-ne, Iisuse, și pe noi. Și eu aș vrea să văd roade. De aceea, cât harul mă ține, te rog, încerească-ți îndurare. Folosește-mă, Iisuse, și pe mine. Dacă oamenii nu cred în Fiul, se îndreaptă spre mânia care vine. Pentru că doresc a lor salvare, folosește-mă, Iisuse, și pe mine. Știu că tu ai folosit pe alții. Ce frumos a fost și cât de bine, fără merit, îndrăznesc a spune, folosește-mă, Iisuse, și pe mine. Folosește-mă în lupta din cămară. Folosește-mă pentru a invita. Folosește-mă în sfătuire. Folosește-mă după plăcerea ta. Poate îmi poți folosi curajul. Poate îmi poți folosi iubirea. Poate îmi poți folosi talentul. Poate îmi poți folosi trăirea. Dar este o săptămână specială. Să luptăm, deci, cât putem mai bine. Rugăciunea noastră să implore folosește-mă, Iisuse, și pe mine. Noi ne bucurăm că Domnul lucrează și El continuă să lucreze. Acesta este motoul Domnului Iisus Hristos. Tatăl meu lucrează și El nu spune eu de asemenea lenevesc. Eu de asemenea lucrez. Și Mântuitorul a lucrat și continuă să lucreze. Slăvit să fie El. Dorința Lui este să ducă pe mulți fii la slavă. Și eu cred că printre fiii aceștia sunt mulți români. Români de peste tot.
Vedeți, când se pune problema de biserică, subiectul este mereu important și ar trebui să rămână important pentru noi. De ce? Pentru că biserica are o valoare deosebită în ochii Domnului Isus Hristos. Noi mereu ne amintim că Isus Hristos a născut biserica și n-a născut-o ușor. Isus Hristos i-a dat viață, Isus Hristos o ține, Isus Hristos o întărește și El a făcut o mare promisiune. Că până în ziua aceea glorioasă, când biserica va fi răsplătită, porțile locuinței morților nu o vor birui. Slăvit să fie Domnul! Iată că suntem la 2000 de ani de istoria bisericii. Și toți știm că biserica a trecut prin vremuri foarte grele. Toți știm că Mântuitorul spune, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și poate mulți se întreabă cum au supraviețuit miei în mijlocul lupilor. Explicația este una singură. Păstorul, nu miei. Păstorul le-a purtat de grijă. Ne-a promis că nu vom fi biruiți și El se ține de cuvânt. Slăvit să fie Domnul. Acum, vedeți, dintr-un punct de vedere, este adevărul acesta. Biserica îi aparține lui Hristos, Hristos își zidește biserica. Și dacă nu suntem atenți în citirea Scripturii, putem să spunem, biserica este a lui Hristos, El să o țină, El să o întărească, El să o zidească și noi ce? Și noi ce? Apostolul Petru spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Este un parteneriat extraordinar între Dumnezeu, între stăpânul bisericii, între capul bisericii și mădulare. Hristos își face mereu partea lui. Și dacă vă uitați în Apocalipsa, este imaginea aceea care mie îmi place foarte mult, că Iisus Hristos este în mijlocul bisericilor. Adică El este mereu lumina, El este viața, dar și bisericile trebuie să lucreze. Dacă o să ne uităm la biserica din Ierusalim, noi deseori luăm ca model biserica din Ierusalim și recent am predicat de acolo o biserică, numind biserica din Ierusalim, o biserică mică cu un impact mare. Cam câți membri a avut biserica din Ierusalim la început? 120 acolo, cât o fi fost. Deci relativ, am spune noi, o biserică mică. Care a fost impactul bisericii? Unul foarte mare, unul de nivel mondial, fără internet și altceva. Biserica din Ierusalim, trebuie să recunoaștem, a avut un impact mondial. De acolo s-a răspândit Evanghelia peste tot, până la marginea pământului. Și adevărul este că toți ne-am dorit, nu neapărat să fim biserici mici, dar ne-am dorit ca impactul să fie mare, așa-i? Noi ne dorim un impact mare. Și mă bucur că acolo vedem o biserică mică cu un impact mare, dar știți ce am remarcat eu la biserica respectivă? Există o frază, o expresie care contează foarte mult. Și expresia este următoare. Fiecare. Fiecare. Se vede lucrarea Domnului acolo, dar există expresia aceea. Fiecare. Fiecare era interesat în învățătura apostolilor, fiecare era interesat în părtășia frățească, fiecare participa la rugăciune, fiecare ducea o viață sfântă, fiecare participa la masa Domnului. Și pentru că fiecare își făcea partea și Dumnezeu își făcea partea, și există expresia aceea frumoasă. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți, salvați. Domnul adaugă pentru că fiecare își făcea partea lui. Apostolul Pavel se adresează bisericii, dar vom vedea că se adresează mădularilor ei în parte. Și aș vrea să privim puțin în epistola către biserica din Efes. În epistola către biserica din Efes, apostolul Pavel are un îndemn interesant, îl văd eu și o să-l împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. El, după ce lămurește probleme teologice în primele capitole, devine foarte, foarte practic. El devine foarte practic de la capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne-a mântuit în Iisus Hristos. Și el spune mereu, în Hristos am fost aleși, în Hristos am primit har, toate în Hristos. Acum, pentru că am primit chemarea și am acceptat chemarea, acum trebuie să ne comportăm într-un anume fel. Și uitați cum numesc eu comportamentul acesta, privind la ceea ce spune Apostolul Pavel în capitolul 4, în versetul 17.
Iată dar ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Versetul acesta mi-a atras atenția și să vă spun de ce. Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu într-o lucrare specială. Dacă Petru și Ioan au fost chemați în mod deosebit să ducă Evanghelia evreilor, Pavel spune, pe mine Dumnezeu m-a chemat să duc Evanghelia păgânilor, neamurilor, adică celor care nu sunt evrei. El a vorbit și la evrei, dar el spunea, sunt apostol al neamurilor și era interesat de lucrul acesta. Și pentru că era apostolul păgânilor, le scrie păgânilor, merge mult la păgâni și auziți care este chemarea lui. El le scrie păgânilor și spune, vă mărturisesc să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Într-un fel m-am gândit așa, mesajul lui putea fi păgânilor, nu mai trăiți ca păgâni. Și spune, curios lucrul acesta, păgânilor, nu mai trăiți ca păgâni. Și sigur, poate ne întrebăm de ce. Apostolul va spune, păi, voi sunteți păgâni dacă vă uitați la categoria socială din care faceți parte. Sau dacă vă uitați la buletin, la pașaport. Dacă vă uitați la cetățenia pământească, voi sunteți păgâni, adică sunteți neamuri. Numai că vreau să vă aduc aminte, spune Apostolul Pavel, că s-a întâmplat ceva. Voi păgânii ați auzit Evanghelia. Ați auzit o chemare a lui Dumnezeu prin Evanghelie. Voi ați primit Evanghelia și când ați primit Evanghelia s-au întâmplat niște lucruri. Dumnezeu va schimba natura, Dumnezeu va schimba gândirea, Dumnezeu va schimba identitatea și unul din lucrurile frumoase pe care le spune el, spune acum noi, păgânii, suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, adică am primit și o nouă cetățenie. Deci noi suntem păgâni după buletin, dar după inima nouă și după certificatul nou, după cartea vieții, nu mai suntem păgâni. Suntem ai lui Hristos. Deci pe de o parte sună așa straniu, bizar să spui păgânilor, nu mai trăiți ca și păgânii. De ce? Pentru că aveți o altă inimă, un alt tată, o altă împărăție. Deci pe de o parte, vedeți, Apostolul Pavel spune așa, noi nu ne comportăm ca ceilalți în diferite situații. Și unii întrebau de ce? Pentru că Pavel spunea, noi nu ne uităm la ce se vede, noi ne uităm la ce nu se vede. Acum el le scrie păgânilor, dar chemarea este să nu mai trăiască ca și păgânii. Asta ca și cum ar suna așa, italienilor nu mai trăiți ca italieni, românilor nu mai trăiți ca românii, turcilor nu mai trăiți ca turci. Eu mi-am pus o altă întrebare, știți care a fost întrebarea mea? Dacă ar veni cumva Apostolul Pavel astăzi și ar circula un pic prin lumea noastră creștină, oare nu cumva mesajul lui ar fi creștinilor? Nu mai trăiți ca și creștini. Noi trăim într-o lume creștină, dar adevărul este că lumea aceasta creștină nu mai are mult de a face cu Hristos și cu trăirea demnă de Hristos. Iar Pavel spune, eu vă chem să trăiți într-un chip demn de chemarea pe care ați primit-o de la Dumnezeu, dar ați primit-o și voi. Și m-am gândit și aici foarte ușor am cădea de acord că Pavel ar spune multora, vă ești creștin, da, nu mai trăi ca și creștini. Haideți să vă pun alte întrebări, că v-am spus, mie tot mi se mai învârt rotițele așa ca să nu ruginească. Oare dacă s-ar duce Domnul în biserica catolică, sau l-ar trimite pe Pavel în biserica catolică, oare ar spune Pavel catolicilor, nu mai trăiți ca și catolicii? S-ar duce într-o biserică ortodoxă, ar spune ortodoxilor, nu mai trăiți ca și ortodoxii. S-ar duce într-o biserică reformată, ar spune reformaților, nu mai trăiți ca reformații. Și ce m-am întrebat, dacă ar ajunge într-o biserică baptistă, Pavel, ce ar predica? Cum eu cunoscând un pic biserica baptistă, cred că la mulți baptiști le-ar spune, auzi baptiștilor, nu mai trăiți ca și baptiști. Unii așa o mulțumire, că băi frate, noi din Butuc, nu știu dacă Butucul a fost bun sau a fost stricat. Eu cred că Pavel ar spune, frați baptiști, nu mai trăiți ca și baptiști. Și apoi ar trece peste stradă la pendicostal și ar spune, auzi, pendicostal, nu mai trăiți ca și pendicostali.
Adventiștilor, nu mai trăiți ca adventiști. Creștinii după Evanghelie, nu mai trăiți ca și creștinii după Evanghelie. Asta la un moment dat sună foarte interesant. Cum, domne, să nu trăiesc ca? Bun, dar noi ca cine trebuie să trăim? A, noi trebuie să trăim ca Domnul Iisus Hristos. Un creștin trebuie să trăiască ca Domnul Iisus Hristos, nu ca o grupare din care face parte. Acum știți bine, n-am nimic împotriva niciunei grupări sau am împotriva fiecăruia câte ceva, ca să spun așa cinstit. Am și lucruri bune și lucruri. Dar eu cred că este un mare pericol. Și vedeți, noi evanghelici ne uităm la bisericile istorice și spunem, băi, unde ați ajuns? Și ei știți ce ne reproșează simplu de tot? Mai așteptați un pic. Zice, sunteți tinerei, aveți 100 de ani, cât aveți, așteptați până ți-a via cât avem noi și mai discutăm. Deci ce se întâmplă în bisericile istorice este că vine biserica și stabilește ea regulile. Ea îți spune cum să înțelegi Scriptura, ea îți spune cum să te rogi, ea spune cum și vei spune care e diferența la noi la evanghelici. Diferența la noi la evanghelici este că deocamdată, cel puțin cred eu, nu biserica îmi stabilește mie cum vrea ea. Și Hristos mă învață prin cuvânt. Amin? Amin? Și eu am dreptul în biserică să spun, fraților, noi am luat o razna. Cum mai biserica a luat o razna? Pentru că uite ce spune Pavel, uite cum a trăit el, uite cum a trăit Petru, uite cum a trăit Hristos. Sigur, într-un duh frățesc, dar știți că la un moment dat, pentru că suntem greșiți, suntem vulnerabili. Știți ce spune Pavel? A trebuit într-o ocazie să spun, auzi, frate Petru, am o problemă pe care vreau să o lămurim. Noi evrei din naștere, nu? Da. Bun, noi de ce ne-am pocăit? Pentru că știm că nu există mântuire decât prin Domnul Iisus Hristos. Bun, și acum tu de ce ca evreu calci? Dacă tu calci lucrurile acestea, pentru că te temi de Barnaba sau cineva o să dea telefon la Ierusalim, vezi mă că ăsta mănâncă cu frații care s-au pocăit dintre păgâni, stau la aceeași masă, adică nu-s la mese separate când e vorba de mâncare, ce până și Barnaba, care era un om deosebit, a fost prins în lanțul fățărniciei lor, la care Pavel spune, m-am ridicat și am spus, fraților, nu-i bine, trebuie să ne corectăm. Eu cred că trebuie să ne gândim cu seriozitate la biserică, gândindu-ne cu seriozitate la noi. Eu cred că biserica are o lucrare unică în lume și deosebit de frumoasă. Biserica este folosită de Hristos pentru salvarea lumii, slăviți să fie Domnul. De asta ne-a lăsat Domnul aici pe pământ. De asta ne-a lăsat să fim lumină, să fim mărturie. Biserica, cum? Prin fiecare mădular în parte, care este strâns legată de capul de Iisus Hristos, trebuie să continue lucrarea lui Hristos pe pământ. E foarte important să ne gândim la noi. Să ne gândim la noi. Eu cred că mesajul acesta este foarte actual. Și va spune ceva mai mult. Eu cred că Pavel, dacă ar fi la o întâlnire de tineret, și ce le-a spune tinerilor? Tinerilor, nu mai trăiți ca tinerii. Păi cum, Pavel, noi să nu trăim ca tinerii? Nu trăiți ca tinerii. Voi trăiți cum a trăit Iisus Hristos. Trăiți-vă tinerețea după modelul Lui. În conduita voastră voi să fiți așa cum este învățătorul vostru. Dacă s-ar duce la o adunare de bătrâni și ce le-ar spune? Bătrânilor, nu mai trăiți ca bătrâni. Vedeți, de ce spun lucrurile acestea? Noi câteodată atât de bine ne simțim într-o anumită conjunctură, în barca noastră. Adică spui, păi sunt un tânăr normal între ceilalți. Păi tocmai asta vrea apostolul să spună. Nu trebuie să fii normal ca ceilalți. Tu trebuie să fii normal după standardul lui Hristos. De fapt, ceea ce trebuie să îl caracterizeze pe un creștin nu este normalitatea, ci anormalitatea. Deci noi ar trebui după Scriptură să ne facem urări de genul, frate, fii anormal. O să spuneți, cum, frate? Păi vă spun eu care e normalitatea. Normalitatea în zilele de pe urmă este că oamenii vor fi așa, vor fi așa, vor... Păi dar noi nu trebuie să fim ca ei. Deci dacă normalitatea e așa, noi ar trebui să fim altfel. Ne-ar trebui ce ne spune Domnul Iisus Hristos să ne rămână în minte, voi să nu fiți așa, adică voi să fiți cum este învățătorul vostru, voi luați model de la tatăl vostru. Dacă în vremuri din urmă dragostea se răcește, unii părăsesc adunarea și știți că sunt enumerate liste întregi, eu nu pot să spun, frate, fii normal. Și nici n-aș putea să mă bucur să spun, băi, ce bine că eu sunt în normalitatea bisericii. Eu ar trebui să fiu mereu în normalitatea lui Hristos. De asta probabil și nouă păstorilor ne-ar spune Pavel, auzi păstorilor, nu trăiți ca păstorii.
Haideți să vorbim deschis. Și voi mai aveți comentarii la viața noastră, nu? Băi, frate, ce numai nouă ne predici, dar vouă când vă predicați la capitolul cu tare, cu tare, că sunt niște lucruri. Și atunci, eu trebuie să-mi spun ca păstor, băi, Viorele, tu nu trăi ca păstorii. Tu uite-te la păstorul cel mare. Acum trăiesc colegii tăi. În final e problema lor. Pentru că fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și să știți, eu am scăpat destul de mult de chestia asta, să mă ocup, să-i judec pe toți, să nu știu ce, că mă judec pe mine. Și dacă mă judec pe mine, n-am atât timp. Să eu, la mine nu-i, cred că trebuie să scot bârna de la mine, nu paiul. Și atunci, până scoți bârna, nu prea te poți ocupa de alte chestii, că nu știi sigur dacă vezi bine. Dar m-am gândit mult la acest aspect, la această chemare, care cred că ne-ar prinde foarte bine dacă l-am auzit pe Pavel, oameni buni. Nu mai trăiți ca ceilalți. Adică această chemare ar veni foarte simplu. Bărbaților, nu mai trăiți ca bărbații. Dar cum să trăim? Trăiește ca omul, model, Iisus Hristos. Nevestelor, nu mai. Câteodată așa de simplu este. Frate, ce dă față de asta la altă, eu sunt cu două clase mai sus. Nu, și? Păi ce? Ele sunt modelul, acolo sunt standardul. Atât de mare bucurie avem noi să fim un pic mai sus decât cineva. Și știți cum putem ajunge mai sus decât cineva? Coborând pe alții. Deci nu trebuie să te ridici ca să fii mai sus în mentalitatea unei. E suficient să-l cobori pe altul. Și în mintea mea și în mintea ta, repede îl cobori pe altul. Standardul nu este ca alții. Standardul este cum este Domnul Iisus Hristos. Este o chemare specială pentru creștinii de acolo care erau dintr-o biserică și o biserică foarte bună. O biserică care și-a schimbat radical multe lucruri și totuși o biserică care este atacată de diavol, pentru că așa se întâmplă. Uitați, aici eu cred că nu trebuie să o comentez de asta, unele lucruri chiar le voi citi când e vorba de a trăi altfel, adică a trăi cum cere Iisus Hristos. Vreau să vă citesc câteva lucruri. De aceea, de la versetul 25, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dea prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci să lucreze. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum este nevoie. Să nu întristați pe Duhul Sfânt, cu care ați fost răscumpărați. Orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Știți care era întrebarea mea? Pavel a înființat biserica aceasta. Oamenii chiar s-au pocăit. Știți că spune în Cartea Faptei Apostolilor, au venit unii, că s-au ocupat de vrăjitorii. În mod public au adus în piață cărțile lor tot, le-au dat foc. Deci a fost o transformare. Pavel vorbește despre chemarea lor la sfințenie, îi numește sfinți. În același timp, nu minciună, nu clevetire, nu curvie, nu cuvinte stricate, nu glume porcoase. Întrebarea, de ce credeți că le-a scris Pavel acestea? Așa că trebuia să aibă epistola două pagini în loc de una sau cum? Existau acolo? Adică vine diavolul în biserică, în poporul lui Dumnezeu cu astfel de lucruri? Sigur că vine. Sigur că vine. Diavolul nu încetează. Știți că și în cazul Domnului Iisus spune, l-a lăsat până la o vreme. Adică până la următoarea ocazie să vină să-l ispitească. Noi trebuie să fim conștienți. Faptul că ne-am întors la Domnul este extraordinar, dar este începutul vieții de credință. Este doar începutul luptei. Și orice păcat, ascultați-mă bine, dacă vrem să trăim pe partea sigură a lucrurilor, nu avem voie niciunul să spunem, pe mine păcatul ăsta niciodată nu o să mă ajungă. Adică, care este garanția că diavolul nu o să te ispitească și cu acest păcat? În ce bază spun eu că eu niciodată nu o să fiu ispitit să mint? În ce bază pot spune eu că niciodată nu o să fiu ispitit să fur? În ce bază? N-am nicio bază. Diavolul la oricare poate veni. Iată biserici înnoite, schimbate, care aveau Duhul Sfânt. De asta spune să nu-L întristați, pentru că-L aveți. Duhul Sfânt lucra între ei și Pavel spune aveți grijă acolo, aveți grijă acolo, aveți grijă acolo. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Aici este modelul. Urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și el continuă. Știți bine că oameni care nu urmează pilda lui Dumnezeu
cu niciun chip nu vor avea parte de împărăție, nu vor avea parte de moștenire. Și vine imediat avertizarea, nimeni să nu vă înșele cu vorbiri de șarte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Știți la ce m-am gândit? Când în toată chemarea aceasta lui Pavel, în pledoaria lui pentru altfel de viață, viață ca lui Hristos, viață ca ucenicilor, apare imediat avertizarea aceasta, nimeni să nu vă înșele cu vorbiri de șarte. Știți ce mă închipu eu? Că erau unii care spunea, hai băi frate, lasă că merge și așa, e bine, slăvit să fie Domnul, merge și cu una și cu alta, și întuneric, și lumină, și putregai, și sănătos, și adevăr, și minciună. Pavel spune, fraților, nu merge așa. Noi nu putem amesteca lucrurile. Paie cu grâu, adevăr cu minciună, Satana cu Hristos. Știți că el va pune întrebarea, ce legătură este între lumină și întuneric? Nicio legătură. Bun, și tu în viața ta, eu în viața mea, cum vreau să le combin? Ce legătură este între adevăr și minciună, între viață și moarte? Noi de multe ori, dacă nu suntem atenți, vrem să le împăcăm în viața noastră. Noi am vrea în viața noastră, poate să-L ținem pe Hristos pe tron, dar și diavolul pe undeva la îndemână, nu se știe niciodată. Noi încercăm tot felul de amestecături. Nu se poate așa. Apostolul vine cu chemarea aceasta. Noi trebuie să trăim altfel. Și apoi veți vedea, tocmai în epistola aceasta, unde ni se cere să trăim altfel, el spune la sfârșit, îmbrăcați toată armătura lui Dumnezeu. Ca să puteți ținea piept, pentru că este o luptă. Vedeți, pe de o parte, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morții nu o vor birui. Bun, Doamne, dacă Tu, azi spune, eu, dar cum? Eu îți dau înțelepciune. Eu îți pun la dispoziție arme. Eu îți spun armură. Eu ți le pun pe toate. Tu le îmbraci și le folosești, le porți. Domnul niciodată n-a fost împotriva muncii și niciodată n-a fost pentru lenevie. Nici fizică, nici spirituală. De multe ori Pavel spunea fraților, luptați împreună cu mine. Luptați în rugăciune. Luptați împreună cu mine ca să ieșim biruitori. Noi știm că cerul este real și frumos, amin? Dincolo de orice imaginație. Dar știți ce spune cartea Apocalipsa? Cerul este rezervat unei singure categorii de oameni. Celui ce va birui. Acum, cum să birui fără luptă? Deci biruința implică luptă. Și Pavel spune, există o luptă și noi ne luptăm. Ne luptăm cu noi, ne luptăm cu forțele întunericului din afară, dar în puterea lui Dumnezeu putem fi biruitori. Eu aș vrea în dimineața aceasta să rămânem cu acest gând. Să rămânem cu acest gând, chiar dacă el scos din context ar putea foarte mult comentat, eu aș pune în dreptul meu chemarea aceasta. Dacă mă gândesc la slujba, spune, ca păstor nu mai trăi ca păstorii, ca tată nu trăi ca ceilalți bărbați, ca soț nu trăi ca ceilalți soți, ca om în vârstă de acum, mâine, poi mâine, nu mai trăi ca bătrânii. E greu să spun, ca șoferii nu conduce ca șoferii, că mai am de... Dar poate că ar trebui să luăm fiecare domeniu din viața noastră și să spunem, măi, cine ești de fapt? Păi bun, sunt al lui Hristos. Am o identitate nouă, am un tată nou, am un drum nou, am un destin nou, am o minte nouă, am un duh nou, am un cod de conduită nou. Cum să trăiesc ca cel vechi? Și poate că ar trebui fiecare să ia în dreptul lui să spună ca băiat, auzi, nu mai trăi cum trăiesc băieții. Păi cum să trăiesc? Trăiește cum te-a învățat Hristos. A, zice, dar colegii mei așa trăiesc cum a trăit Hristos. Slăviți să fie Domnul. Zice, ce nu mă duc după ei? Nu, întrebarea mea este, dacă eu îmi pun ca moto să trăiesc ca băiat cum trăiesc băieții, ce se întâmplă când mâine băieții aceia greșesc? Păi eu mă duc după ei, pentru că idealul meu este să trăiesc cum trăiesc ei. Ca fată trăiesc cum trăiesc fetele. E bine câtă vreme fetele trăiesc bine. Întrebarea mea este, ce se întâmplă în momentul în care o fată sau mai multe trăiesc altfel și au schimbat direcția? Dacă eu mă iau după ele și modelul este fata sau grupul respectiv,
Mă voi duce și eu după ele. Dacă modelul meu este Hristos întotdeauna, eu voi privi mereu țintă la El. Când grupul merge în direcția respectivă, cu bucurie, mă duc împreună cu ei. Când grupul sau parte din grup vrea să schimbe direcția, eu spun, stai un pic, eu mă bucur de voi, dar nu mă pot lepăda de Hristos. Câtă vreme calea lui Hristos este în altă direcție, eu mă duc pe urmele Lui. În felul acesta am grijă de sufletul meu, în felul acesta pot fi o binecuvântare pentru alții. Faptul că ne ducem la grămadă nu înseamnă că dacă mergem la grămadă la rău, răul e mai puțin rău. Noi avem o problemă, să știți, o mentalitate. Când oamenii greșesc în masă, nouă ni se pare că greșeala este mai mică. Și mai avem o problemă. Când unele lucruri devin oficiale, legale, nouă ni se pare că sunt și bune. Auzeam la unii creștini, frate, zice, dar e legal. Chiar într-o vreme după Revoluție în România, zice, frate, dar e legal. Zic, stai frate să vezi că o să devină legale și ilegale. Deci păcatul devine legal pe zi ce trece. Asta nu înseamnă că se schimbă și Dumnezeu, se schimbă și cuvântul Lui, se schimbă și așteptările Lui. Noi ne îndreptăm înspre un cer glorios și o răsplată mare. Știți care este chemarea Apostolului Pavel? Să nu mai trăim ca ceilalți. Noi să trăim cum trebuie. Veți spune că e greu, dar când a fost ușor? Veți spune că e imposibil? Nu vă cred. Veți spune că nu merită? Nu cred. Cred că e posibil? Cred că merită. Dar nu comoditate. Noi n-am fost chemați la distracție aici pe pământ, noi am fost chemați la luptă. Și chiar aici în epistolă apostolul spune așa, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, nu de distracție. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne rămână mereu model. Amin. Și când ne gândim la biserică, în primul rând să ne gândim la viața noastră. Ne gândim cum trăim noi, ne gândim cum trăiesc cei din casa noastră și influențăm spre ei, spre bine. Și când se vor întâlni creștini care îl au mereu model pe Hristos, îl iubesc pe Hristos și se adună de dragul lui Hristos și învață unul de la celălalt cum să-L urmeze mai bine pe Hristos, eu cred că atunci Hristos va binecuvânta astfel de relații. Le va întări și cred că biserica își va continua menirea. Pentru că dacă biserica nu este biserică, fraților, ce este biserica? Eu vă spun ce am spus de multe ori biserice pe care o slujesc. Am spus, fraților, câtă vreme rămâne acolo inscripția aceea, biserică, trebuie să avem un fel de viață. Dacă e prea greu să avem un fel de viață, am o propunere simplă și ușoară. Nu mai scriem acolo Biserica Creștină Baptistă Speranța. Dăm placa jos și punem alta. Clubul Baptist Speranța. Și avem voie orice. Într-un club putem orice, ne facem regulile noastre, ne simțim bine, ne distrăm, ne pieptănăm, ne gâdălăm. Da? Odată să ne așteptăm noi raiul și să nu înșelăm pe alții, să spunem, Doamne, veniți că aici este prezent Dumnezeu, aici ne închinăm, aici e cale, aici e adevărul, viața. Facem un club ca oricare club, punem poate și o taxă de membru și de aici încolo, fraților, bucurie ca în fântână, cum era cântarea pe vremuri, da? Dar nu așteptăm cerul, nu așteptăm răsplată veșnicie. Ei, frații nu vor. Frații vor cununa, frații vor răsplătirea, frații vor veșnicia cu Hristos. Deștepți oameni, slăviți să fie Domnul. Ei, am spus, fraților, dacă vrem cu Domnul dincolo, o singură variantă este cu Domnul aici. Întotdeauna. Cu bucurii, cu lacrimi, cu încercări, dar cu Domnul aici și atunci și cu Domnul dincolo. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Să-i mulțumim Lui că biserica este în mâinile Lui și nu o dă în mâna nimănui. Am rămas cu o rugăciune de la un păstor bătrân, mereu se ruga, orice rugăciune făcea, avea și expresia aceasta. Doamne, lucrarea Ta e prea mare să o lași în mâinile noastre, ține-o în mâinile Tale. Ei, el nu spunea ca să o abandoneze. E în mâinile Lui, îi mulțumim, dar să spunem, Doamne, e și în mâinile noastre.
Pentru că noi suntem mădulare în trupul tău. Nu e vorba doar de tine, e vorba și de noi. Tu ne ajută, noi suntem gata să împlinim. Îi mulțumim pentru biserică, îi mulțumim pentru bisericile din care facem parte. Îi mulțumim că fiecare familie poate fi o biserică. Și ne rugăm, Doamne, fă din mine acel templu al Duhului Sfânt. Eu să trăiesc cum mă conduce Duhul Sfânt în tot adevărul. În felul acesta sunt lumină, îți fac bucurie, apoi voi fi o influență pentru ceilalți. Și să ne rugăm lui Dumnezeu ca în bisericile noastre să fie cum spunea Apostolul Pavel altădată. El spunea fraților, dacă noi am trăit cum trebuie și ar intra un nemântuit, ar ajunge la concluzia că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ar fi cercetat, s-ar întoarce la Dumnezeu și ar mărturisi păcatele. Noi ne dorim multe în biserică. Dar cel mai frumos lucru care poate fi în biserică, știți care este? Noi să fim conștienți de prezența lui Dumnezeu. Amin. Și când vine cineva, dacă nimic altceva n-ar spune, să spună, auzi, Doamne, am fost acolo la ăștia, măi, acolo vine Dumnezeu la închinare. Acolo conduce Dumnezeu lucrurile. Acolo Dumnezeu mântuiește. Dacă trebuie mustră, dacă trebuie mângâie, dacă trebuie pansează, dar chiar aceea e biserica lui Dumnezeu. Eram în America și cineva îmi spunea așa, o tragedie într-un fel, chiar dacă sună o glumă. Știți că ei au tot felul de denumiri, cum avem și noi, dar există și biserica lui Dumnezeu la unii, Church of God, știi la. Și la un moment dat întreabă cineva, a oprit mașina și spune, domne, este aici undeva o biserica lui Dumnezeu? La care persoana respectivă zice, din câte știu eu nu mi-aduc aminte. Ce știu că pe colț e biserică baptistă, dincolo e biserică penticostală, acolo e metodistă, acolo e catolică, acolo e ortodoxă, acolo... Deci eu, din câte știu, de când trăiesc aici, nu, n-am auzit să fie și biserica lui Dumnezeu. Trist, așa? Chiar dacă e o glumă, trist. Și să știți că deodată oamenii în glumele lor poate că spun și un adevăr. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în așa fel să trăim noi. Ca oamenii, și dacă nu o să știe nicio denumire, nimic să spună, băi, acolo există o biserică a lui Hristos. Ei și-au pus altă denumire. Asta ar fi interesant. Noi să ne punem altă denumire și ei să spună, ăștia vor să ne fenteze. Dar nu se poate. Viața lor, trăirea lor arată că ei îi aparțin lui Hristos. Poate să se numească ei oricum, noi toți știm că sunt ai lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să cerem milă și îndurare de la El care poate să ne-o dea.